Centrul Militar Zonal Timiș, general de divizie Virgil Economu, fostul comisariat militar, împlinește 105 ani de la înființare. Festivitatea organizată în cinstea aniversării a avut loc la Consiliul Județean Timiș. La eveniment au participat oficialitățile administrative ale județului, prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, președintele Consiliului Județean Timiș, Alinica, șeful Direcției Personal și Mobilizare, general de brigadă Iulian Daniliuc, șef de instituții, foștii comandanți ai centrului, cadre militare în rezervă și în retragere. Sigur, 105 ani de zile este mare lucru pentru orice entitate atunci când vine vorba de a celebra un jubileu. Cu atât mai mult cu cât Centrul Militar Zonal în acești 105 ani a trecut prin multe transformări, a avut și provocarea războiului pe care a trebuit să o ducă la bun sfârșit cu succes sau în cele mai bune condiții conform așteptărilor din partea conducerii statale. Încă de la înființare, concomitent cu înființarea Centrului Militar de la Timiș, în 10 zile, Centrul Militar a reușit să încorporeze peste 1700 de militari, ofițeri, suboficeri, trupă, necesari unităților române aflate pe front în Ungaria, dar și a celor care se găseau în contact cu trupele sârbe în România. Pentru noi, cei din Banat, simbolistic este cu atât mai intensă cu cât, după cum bine s-a prezentat în discursurile anterioare, perioada de final de primul război mondial și până la intrarea de facto sub stăpânirea română a fost cel puțin complicată, ca să folosesc un termen din acest anumit. A fost complicată, a fost incertă acea perioadă și practic nu putem spune că unirea s-a realizat de fapt decât atunci când am avut vorba americanului cizma pe teren. Și asta s-a întâmplat în luna august anul 1919. Comandantul Centrului Militar Zonal Timiș, general de divizie Virgil Economu, colonel dr. Augustin Nicușor Pegulescu, a citit Ordinul Ministrului Apărării Naționale și un scurt istoric al Centrului Militar. Indiferent de cum s-a numit această instituție, ce de reputat, comisariat militar sau centru militar general, misiunea a fost aceea, în principal de a asigura resursa umană și materială necesară cele mai nobile misiuni înscrise în Constituție pentru fiecare de noi, apărarea acestui popor. Începând cu vara anului 1919, centrul își stabilește garnizoana de reședință în municipiul Timișoara. Un an mai târziu, pe data de 1 aprilie 1920, centrul este luat sub comanda Corpului 7 Armată, apoi în august 1920 trece în subordinea comandamentului teritorial al... Această instituție și-a îndeplinit cu succes toate misiunile încredințate, indiferent de locația în care și-a desfășurat activitatea și denumirea purtată pe parcursul existenței.